Povara lui era ușoară pentru că el a desfășurat învățătura lui Yahua, Tora din toate suplimentele făcute de om și, prin uh, urmare, a putut să pătrundă în inimă cu bunătate și adevăr. Înjugată împreună cu el, Tora era dulce ca mierea și bucuria inimii cuiva. Sub acest juc blând și bun, Iahușua a intenționat ca chiar și cea mai mică lovitură a Torei și a profeților să se împlinească în viața urmașilor săi. Acest jug al Torei, așa cum a învățat Iahușua, nu poate fi povara. Și jugul la care se referă Petru și Iacob. Jugul pe care îl descriu este de nesuportat, și chiar și aspectele minime ale acestuia, cele patru lucruri cerute de la neamuri, sunt o povară. Mai degrabă, jugul pe care nu sunt dispuși să-l pună pe spatele credincioșilor dintre neamuri este jugul regulilor și legilor făcute de om. Într-adevăr, strat după strat de adăugiri rabinice la Tora, făcuseră întreaga chestiune o povară și uneori întunecase chiar scopul Torei. Aceasta a fost această povară pe care apostolii nu au vrut să o pună pe umerii neamurilor, o povară pe care ar fi trebuit să o parte orice prozelit. Cele patru cerințe. Cu toate acestea, nu a existat nicio cale de a ocoli faptul că neamurile ar trebui să se conformeze unora dintre legile create de om care de atâta timp fuseseră atașate torei. Apostolii au decretat că un grup esențial de tradiții ar trebui să fie primit de către credincioșii dintre neamuri pentru a le oferi o apartenență autentică și lucrătoare în comunitatea sinagogii căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor de sânge de dubitoace sugrumate și de curvie, lucru de care dacă vă veți păzi va fi bine de voi. Fiți sănătoși! De ce astea patru? Există ceva în comun care le leagă împreună? Au fost cele patru cerințe, într-adevăr, legile lui Noachide. Nu este neobișnuit ca oamenii de știință să facă referire la legile noachide atunci când discută edictul întocmit de Consiliul de la Ierusalim în fapte 15. Diversi autori și-au indicat convingerea că cele patru lucruri cerute de la neamuri erau o listă scurtă a legilor noachide. Legile noachide au fost considerate de înțelepți ca fiind poruncile fundamentale date generației dinaintea potopului și exemplificate în viața lui Noah. Ca rabinii au acceptat ca acestea să fie poruncile necesare pentru ca uneam un să le urmeze pentru a fi considerat drept și pentru a avea un loc în lumea viitoare. Potrivit rabinilor, Tora a fost dată Israelului și legile noachide neamurilor. Talmudul babilonian enumeră legile noachide ca șapte. 1. Interzicerea idolatriei. 2. Interzicerea blasfemiei. 3. Interzicerea vărsării de sânge. 4. Interzicerea păcatelor sexuale. 5. Interzicerea furtului. 6. Interzicerea consumului de carne dintr-o persoană sau animal viu. și 7. Cerința de a stabili un sistem juridic. Dar pentru a extrage aceste șapte din Geneza 1 de la 11 este nevoie să citiți între rânduri. Trebuie remarcat faptul că în mișna anterioară nu se găsește nimic asemănător cu o astfel de formulare. Niciodată mișna nu menționează un corp de legi care, dacă ar fi urmat, ar face un neam neprihănit și, prin urmare, potrivit pentru lumea viitoare. Mai mult decât atât, abia în epoca Talmudului Babilonian 400-600 era noastră, aceste legi au fost clasificate sub numele lui Noach și prescrise ca o cerință pentru neamurile drepte. În Mijnau, un loc în lumea viitoare este rezervat numai lui Israel, ceea ce înseamnă că singura speranță pentru neamuri era să devină prozeliți. Apelul este adesea făcut la jubilee ca indicând o dată timpurie pentru legile noachide dar o lectură a contextului mai larg arată în mod concludent că în acest text legile date lui Noah sunt pentru Israel, nu pentru națiuni. Într-adevăr, pentru autorul jubileilor, legile date lui Noah sunt fundamentale pentru toate moedim anuale. Mai mult, pare evident că legile noachide au fost formulate într-un moment în care sinagoga lua o poziție destul de anti-neamuri. -neam, Valul se schimbase, în loc să încerce să aducă neamurile în credința lui Israel, așa cum se pare că făceau fariseii pe vremea lui Yahushua, legile noachide au fost formulate într-un moment în care neamurile erau considerate mai mult o amenințare decât un câmp de misiune formularea legilor noachide a creat astfel o a doua cale pentru neamuri, o cale care le-a dat un loc în lume care urma să vină fără a aduce în comunitatea Torei nenumăratele probleme ale unei populații mari de neamuri. Acest lucru în sine face ca interpretarea legii noachide să fie imposibilă pentru fapte 15. Este exact opusă concluziei sinodului decizia Consiliului de la Ierusalim, a fost că neamurile credincioase trebuiau să fie primite ca membri ai legământului exact în același mod în care au fost primiți evrei prin credința lor. Nici măcar evrei nu au fost primiți pe baza statutului lor etnic sau a respectării exterioare a halacaului. Pentru apostol problema era credința, dar noi credem că suntem mântuiți prin harul lui Iahușua la fel ca și ei. A fi dat neamurilor un set diferit de legi prin care ei ar fi primit în a comunității mesianice, ar fi subminat însuși mesajul Evangheliei apostolice. Și ceea ce știm despre Evanghelia lui Pavel din epistolele sale este sigur că el nu ar fi acceptat niciodată o solie care prescria o cale pentru evreu și o altă cale pentru neamuri. În cele din urmă, dacă Consiliul ar fi prescris de fapt legile noachide pentru credincioșii dintre neamuri, ei ar fi neascultat uh, tora. Căștora însă și afirmă clar că există o singură tora pentru Israel și neamuri care locuiesc cu ei. Prin urmare, ideea că cele patru prevederi date neamurilor în fapte 15 sunt de fapt o formulare timpurie a legilor noachide, pur și simplu nu funcționează presupune că o teologie formulată aproximativ 2 sau 300 de ani mai târziu a fost norma în, în secolul I și atribuie apostolilor o decizie teologică care este contrară torei și diametral opusă declarațiilor clare de mântuire prin credință. Trebuie să căutăm o explicație mai bună pentru cele patru cerințe date credincioșilor dintre neamuri, cele patru cerințe ca garduri împotriva adorației idolilor. Un lucru este clar, cele patru cerințe date credincioșilor dintre neamuri au fost privite de apostol ca fiind esențiale. Dar grupate așa cum sunt ele cuprind un mesaj specific către neamuri despre o anumită problemă, în mod evident, apostolii nu le sugerau credincioșilor dintre neamuri că toate îndrumările morale și etice erau rezumate în aceste patru. Nu, o problemă majoră, una esențială, este descrisă de aceste patru, una despre care apostolii știau că este o chestiune ce face de, de a face sau sparge. Aș dori să sugerez că cele patru lucruri interzise găsesc un caracter comun în adorarea idolilor din templele păgâne, din perspectiva evrească nimic nu i-a caracterizat pe neamuri mai mult decât idolatria, și nimic nu era mai detestabil. Problema a fost rezolvată cu prozelitismul, căci supunându-se ritualului rabinic al circumciziei, neamurile și-au părăsit în esență familia și relațiile sociale și au devenit membru al comunității evreiești. În consecință, ele s-au distanțat de comunitatea păgână și de idolatria pe care aceștia o promovau. Mai mult, în asumarea întregii sarcini a legilor rabinice, prozelitul a fost separat pentru totdeauna de propria sa cultură prin numeroasele garduri ale rabinic. Într-adevăr, nu a existat o listă scurtă pentru prozelit. Dar dacă neamurilor li s-a permis să intre în congregație și comunitate fără cerința de a deveni prozelit cum ar fi putut comunitatea să fie asigurată că au făcut o ruptură finală cu idolatria, fără multe interdicții care implică atingerea mântuirea, mâncarea, cum ar fi. Cum ar putea fi sigur că neamurile care trăiau în cultura păgână nu participau la idolatria creșterilor? Aici Consiliul de la Ierusalim a văzut nevoia ca neamurile să se supună unora dintre legile făcute de om. Comunitatea evrească trebuia să fie mulțumită că neamurile nu mai erau idolatri și că au întors pentru totdeauna spatele acestei crime capitale. Pentru a face astfel de asigurări, apostolul le-au cerut credincioșilor dintre neamuri să-și asume jugul și povara legilor create de oameni în domeniul idolatriei. Tora orală conținea garduri pentru a proteja de idolatrie garduri care nu se găsesc în scriptură. Cu toate acestea, în domeniul închinării la idol, aceste garduri au fost considerate esențiale pentru a menține o separare clară de idolatrie care a fost urzeala și vâstacul culturii grecești și romane. Cele patru prevederi sunt enumerate de două ori în faptea apostolilor capitolul 15, una care pare a fi un fel de schiță brută preliminară, iar a doua care este ediția finală și se angajează să scrie pentru a fi distribuită congregațiilor. Există unele diferențe aparente. Curvia și sângele sunt schimbate în ordinea listelor, iar chestiunea idolatriei este identificată mai întâi ca lucruri contaminate, dar în al doilea rând ca hrană sacrificată idolilor. Dar există și o diferență care nu se vede în traducerea în engleză. În prima listă, fiecare dintre cele patru interdicții conține articolul D, lucrurile contaminate de idol, desfrânarea, lucrurile sugrumate și sângele. În a doua listă lipsește articolul D dinaintea fiecărui articol, deoarece a doua listă omite articolul, articolele D, ea constă doar din patru cuvinte conectate prin cuvântul și. După cum ne-am așteptat, reiterarea hotărârii Consiliului în fapte 21 cu 25 se conformează cuvântului, cuvânt cu cuvânt ediției scrise a edictului. Ce am putea deduce din aceste comparații? În primul rând, pare foarte posibil ca prima listă dată în fapte 15 să fie mai spontană și mai puțin formală un fel de programă sau o comunicare în curs. Având ocazia să auzim cum s-a ajuns la edictul final, ne oferă o perspectivă suplimentară asupra interpretării decretului apostolic. De fapt, trecerea de la lucruri contaminate de idoli la hrană oferită idolor ne ajută să vedem că cadrul pe care apostolii l-aveau în vedere era templul păgân. În expresia lucruri contaminate de idol, cuvântul grecesc folosit pentru contaminat se referă la poluări care rezultă din contract, contactul cu închinarea la idoli. Astfel, lucrurile jerfite idolilor ulterioare din schița finală ne arată că participarea în templele păgâne este problema la îndemână. Participarea neamurilor la sărbători legate de templele păgâne a fost adesea mai mult culturală decât religioasă, deși din punct de vedere evresc era cu siguranță încă idolatrie. Faptul că Pavel a trebuit să indemne pe Corinten să nu participe la masa sau altarul demonilor și la masa sau altarul lui Yahua arată că unele neamuri făceau evident ambele. În al doilea rând, utilizarea articolelor d înaintea fiecărui articol din lista inițială sugerează că acestea reprezentau entități bine cunoscute. Fiecare dintre cele patru trebuie să fi fost lucruri de care atât comunitatea evrească cât și neamurile le cunoșteau și care puteau fi identificate prin termeni unici. În al treilea rând, faptul că lista finală constă din doar patru cuvinte alăturate prin și, arată că în cele din urmă apostolii au formulat edictul pentru a fi subțin și prin urmare ușor de reținut și implementat. Faptul că au avut succes în acest lucru poate fi văzut prin faptul că reiterarea edictului într-un cadru ulterior, fapte 21, se potrivește cu versiunea finală cuvânt cu cuvânt. Dar ce se poate spune despre schimbarea ordinii curviei și a sângelui în liste? Cea mai bună explicație este că inițial apostolii au enumerat cele două aspecte cele mai evidente ale idolatriei, lucru contaminat de idol și curvia. Tocmai așa caracterizează Ioan idolatria. Apoi la acestea s-au adăugat categoriile mai specifice, sânge și lucruri sugurmate. În versiunea finală, totuși, cele două articole care identificau în primul rând cultul la idol din templele păgâne, mâncarea în cinstea zeului și acte de desfrânare, au devenit reguli care învăluiau întreaga listă cu subcategorii sânge și lucruri sugrumate la mijloc. Dacă acesta este cazul, atunci cele patru articole date neamurilor sunt un întreg unificat care identifică închinarea la idoli în templele păgâne și ca atare dezvăluie cererea apostolului cu neamurile credincioase, să se separe de orice contact cu templele care ar putea fi interpretat de comunitatea evreilor ca participare la idolatrie. Cerând neamurilor să se despartă chiar și de aspectele culturale ale templelor păgâne, apostolile cereau neamurilor să vadă idolatrie din perspectiva iudaică și chiar să se conformeze unora dintre legile suplimentare formulate de Sinedul împotriva acesteia. După cum scrie Warrington, ei nu trebuie să le ofere evreilor din diaspora ocazia să se plângă că creștinii dintre neamuri încă practicau idolatria și imoralitatea mergând la sărbători păgâne chiar și după ce au început să-l urmeze pe Yahushua. Astfel, în loc să enumere patru categorii separate de practici interzise pentru neamuri, cele patru cerințe descriu o singură categorie, templele păgâne și ritualurile lor. Și deși idolatria ar fi considerată în mod natural în afara sferei vieții unui credincios, ceea ce cer apostolii a fost conformitatea cu halakah, rabinic, suplimentar, care se referea la idolatrie, gardurile care nu se găsesc în scriptură, dar sunt sare în acest domeniu pentru a fi incluse în comunitatea evrească. După Mijna ne oferă o imagine, dacă Mijna ne oferă o imagine a punctului de vedere rabinic din secolul I, atunci putem vedea că au fost construite garduri pentru a garanta o separare clară între comunitatea sinagogală și idolatria culturii elenistice, în care a existat. Apostolii au fost dispuși să pună această povară asupra neamurilor credincioși pentru a-i feri de orice acuzație de idolatrie, lucru care ar fi putut fi tolerat niciodată în comunitatea evrească mai largă. Dar când vorbim despre templele păgâne și ritualurile lor, trebuie să ne amintim că acestea au fost văzute în mare măsură ca instituții culturale și sociale și nu doar ca instituții religioase. De exemplu, templul păgân local a servit adesea drept bancă pentru indivizi, precum și pentru stat și a fost locația pentru tot felul de probleme politice Neamurile care se născuseră și crescuseră în cultura idolatrică a Greciei și Romei aveau multe aspecte ale familiei și comunității legate de templele locale. Ar putea neamurile credincioase să continue să participe la aceste temple și chiar să se alăture la evenimente politice, familiale și comunitare fără a participa efectiv la idolatrie. Puteau ei să mănânce acolo fără să-și dea loialitate zeului sau zeiței căreia a fost dedicată masa. Din punct de vedere cultural au existat fără îndoială neamuri credincioase care credeau că pot, mai ales că mesele se mâncau în curte și nu în templu însuși. Deoarece idolul a fost adăpostit în templu, participarea la evenimentele din curte ar fi putut fi văzută ca separată de închinarea la idol și, prin urmare, permisă.